Deci noi mâncăm acum ca copii mici. Uite cum arată țâța vacii nebune a lui vaca lui mama. Și vom bea lăpic. Ia, când expiră? Nu contează că expiră deja. Pute toată mâncarea în căcat. Păi zic, bă, de ce trebuie să mai se chinuie copiii? Adică prostul ăla nu se cura mai așa, cum îmi zice nebunul porno. Să facă căcat. Îi dăm deja căcat. Păi, bă, mersi. Să mai consumă energie sistemului digestiv nou. Îl ajutăm și noi cum putem. Poate da, bine că putem. Puteți, da. Și ce ai făcut? Bă, am băgat niște lămâie în cafea. Lămâie, da, lămâie. De ce? De aia. Să facă citrat de cofeină. Știi ce e mama? În semi, știi? Ha, știe părerea. Toate, că e mai inteligent așa. Știe și franceză și engleză. Asta mai știe câte ceva. Doar nu mai știe nimic. Știe doar pulă în pizdă, cruci și cam atât. Dar cât e posibil să știi că eu de când m-am întâlnit cu ea. Cât de cât, cu toate că suntem în concurență total și nu înțeleg de ce, dar n-are nimic. Vreau o cafteală? Pe, n-o să folosesc la asta. Folosesc la asta. Noi. Ai tu pe să faci de astea? Na. Și îmi bag o jartea de bani. Ca nu mi-o bag cu chelie, ca să-mi stea ca la Rambo. Nu, eu sunt Rambo așa mai de boliță. Așa. Ia să fac așa mulți. Da. Stă da. Și mă vede cineva. Cifrează. Zici că sunt copilul ăla, știi cum le face poze la copii. Bebeluși de așa, cum mult ăsta. De obicei are părul creț, tata are părul creț și stă așa. Bebeluși. Înainte să ia mulți, trebuie să facă prea... poză, uite, zici că am față de copil, dar nu sunt ce copil pe tot ce sunt prodigii, sunt copil cu barbă. Și se zice că am doi părinți și eram de bărbă. Bă, bă, mama, bă, gândi bă, 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 bă. Sau că la filme pot. Așa vorbea de pula mea. Eram original. Tata, nu mă uit la filme pot. Pentru că tu ai nervoasă. De ce fuți bla bla? Mama... ești copil așa urmă. Da, vă bărc o lăi tentă. Aștept o lor vremi, tinere. Bă, ce-o? Tata, băi, stai la pozare. Bă, bă. Venea ăla. Păi, șerica, vreau, bă, lecula. Deodată mă enerva. Nu mai vreau să vorbesc ca așa. Și ziceam, vreau păsărica. Ăla, bă, am zis păsărica doar așa, ca să te uiți și tu în sus. Păi eu mă uit, unde e păsărica? Gânieciatoarei! Tălătoarei! Ăla, păsărul, bă, ce copii aveți voi? Ăla, mumos, vină la mămică! Vină mămică, vină! Păi eu, bă! Ascultă-ți, mama! Păi eu ascult! Dă-mi un stetoscop!
Da. De ce? Să mi-l pun pe gâtan, să crede ăștia că sunt medic ceva. Pe gâtan, pe gâtan. Și după aia face, și cum vrei să te poziți? Cuțuța în gură. Păi suge la măta. N-am chef, ador. E plictisitoare. Mă vă zic și eu, eu nu sugeam la mama, că mi era silă de aia. Cred că mi era silă aia de aia. Când mă punea la țâță, da, sub sormea la... Sormea e sub gace. A sub la mamă, trăgea și mama. Hai! Suge! Suge, nu te lăsa! Și aia nu, dar și ea a dat la sub. Ia uite, i-a dat la copil 2 ani de zile de sub. Însă Andrei, mamă, moștenitorul familiei. O să sugă ăsta, își face casă, cartiere, țări, mări. Deci Andrei, o să ai un viitor original. Nu-mi pare rău că ți-am salvat viața de 2-3 ori. Ia să te omoare și măta. Cum, tu știi cum făcea cu tine? Ce că te fute în cur? Și ia să te dea cu capul de agresie. Mă rog că i-am sărit ca tigru siberian? Sau tigru maidanez, eu sunt tigru maidanez. Am sărit să-mi bag pula, m-am aruncat. Adică eram ca îmbolnăvit. Și te-am prins în pula mea de căpățână? Că-ți fășchea măta creierii acolo, că ea nu-și dădea seama. Își luase copilul în brațe și căscut. Eu am zis, bă, fată, lasă copilul în camera lui, dacă e să ne certă. Eu vorbeam în cal cu fata, nu? Făcea, Făcea, wow, se întâmplă lucruri. Și când tot bâția copilul, copilul nu mai putea să prindă de măța ca maimuța aia, că măța era excitată la pizdă, cred că era masculină. Își futea copilul în cură, așa îl ținea. Ajunsese pe pizda ei, cred că avea un lindic, îl băgase în găoază. Și ce o interesează? Era mie de mine. Fate, ești originele, eu te-am născut, eu te omor. Nasol că eu rău! Și am prins copilul, după aia urla în continuare, nici măcar nu se pusă să mă ce se întâmplase. Era să-și omoare copilul.